Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu te poți pune în calea ascultătorilor Europa FM, care după discuția cu crocodil și tiranozaurus și așa mai departe de mai devreme. Șopâr la tiran, te rog. Șopâr la tiran, da. E prima dată când aud asta cu șopâr la tiran. Mă gândesc la un gușter de ăsta care e tiran în familia lui de gușter. Un nenorocit. Da. Ce face? Ne tiranizează, mănâncă toate muștele. Un gușter nenorocit. Există o înregistrare pe internet cu o doamnă care a văzut și dinozauri și crocodil. Mă rog, în felul ei. Îmi par. Dizonauri și crocodili. E foarte veselă, da, foarte simpatică. Dacă sunt... Ne-a trimis mesajul ascultătoarea noastră Emma. Emma, da. Cea care ne e și autoarea mesajului cu trandafirata. Da, cu deci trandafirata. În formă mare azi ne-a furnizat două subiecte, mulțumim. Să rămână Emma, acum așteptăm și trandafirata. Ca să... Trandafirata? Nu știu dacă... Lume. Da. Trandafirata care se face din... Bănuiesc că din trandafir cumva. Bine. Revenind în actualitate, pe arena națională în București se va face iarăși sport. Foarte că mult. Gândești că se pun trandafir. Sport. Că, de... sincer. Cu gazonul n-a mers. Acum ce mai încercăm? S-a terminat euro. Da. Deci cu iarbă nu putem, încercăm cu niște trandafir. Deși foame, niște panseluțe frumoase. Chiar așa, panseluțe când pun pe arena națională? Vezi că vezi. Da. Da. Uite cum se întâmplă, că are și ăsta dreptate. Mă, nu s-a făcut o caterincă de arena națională, acum că a luat-o Rapidul și o să joace acolo Rapidul, buf, subiect de miștouri. Dar la... Dar nu e miștouri, e foarte serios ăsta. Adică primarul Nicușor Dan a anunțat că o să aibă loc pe arena națională cea mai mare competiție internațională de sport electronic. Maică. Adică fotbal nu mai avem, poate fotbal pe consolă. Corect. Asta vin cu telefoanele. Protejăm și gazonul. Știi? Oricum, cred că dacă s-ar face un campionat mondial de soliter... De solitar. Românii ar fi campioni de depai, că primele 500 de locuri sunt deja date. Nu știu ce să zic. Bom. Am auzit că doamna Dăncilă a citit în Times New Roman. Doamna Dăncilă a terminat la Banca Națională solitar primul nivel, acum trece la avansat. Sunt buci, colegii. Bine, deci la arena națională... Ce vrei, mă, sunt buni. Da, arena națională... Nu e a noastră, e a lor. Da. Gluma. Deci, e, da, e gluma? Da, bună întrebare. Pe arena națională mai zile de campionatul ăsta. Da, e campionat Dota 2. E un joc de ăsta multiplayer, se joacă pe echipe. Dota 2. Am auzit ceva. Defense of the nu știu ce Ancient. Dota 2 este un... S-a desprins din World of Warcraft în urmă cu mulți ani. Mă rog. Și participă și domnul primar Nicușor. Domnul primar Nicușor Dan, înțeleg că a jucat campion olimpic. Dânsul cu Tetris-ul a fost, că era cu forme geometrice. Și a, că era matematician, bravo. Da, când a văzut ce sunt alea, 4 latere, paralelograme, penta, ce mai sunt ele pe acolo, pătrate, învârtindu-se, cred că a fost... Gata, uite, forme geometrice care cad, cum le potrivim. Și a zis că a jucat, a fost întrebat, cum? Și că am jucat când aveam 25 de ani, a zis domnul Nicușor Dan, dacă îi plac jocurile pe calculator. Uh-huh. Tetris. 16 ore pe zi timp de 3 zile. Și de aici l-a închis, gen. Da, mă, l-a terminat Tetris-ul. L-a făcut Burubic. Da. L-a făcut, gata, ce să mai... Mă întreb dacă când l-a prins zic și 0. Adică bine că nu l-a prins zic și 0. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.